Salutare tuturor! În episodul de astăzi o să încercăm să readucem la viață acest Suzuki King Quad. Am cumpărat acest ATV în urmă cu vreo 3-4 luni, dar nu am avut timpul necesar pentru a mă putea ocupa de el, așa că am dat totuși motorul jos fără a filma și celelalte plastice, după cum bine le vedeți acolo, și am identificat în acest proces piesele de care am nevoie pentru a putea face ATV-ul 100% complet. Acesta, într-adevăr, a avut motorul asamblat, dar nu pornea, asta pentru că avea volantul defect sau ciopărțit de fostul proprietar, astfel nu avea cum să pornească, pentru că pe acest volant avem niște impulsuri, practic, care dă comandă calculatorului și acesta dă mai departe comandă injectorului să deschidă și să lasă să treacă benzina în motor, pentru că acesta este pe injecție, deci nu e pe carburator, fiind din 2010, nici nu-i foarte vechi. Acestea sunt considerate niște ATV-uri foarte rezistente și fiabile, însă au și un punct slab. Aici mă refer la structura cadrului. Este un pic subțire și are tendința să se fisureze sau să se îndoaie dacă este folosit necorespunzător, dar acesta, din fericire, nu a avut probleme, cel puțin majore, pe care să le văd acum și dacă mă uit aici din spate, cadrul este perfect drept. Deci, după cum am spus, am cumpărat acest ATV aproape complet, dar în momentul în care am dat la automat, nu aveam injecție de benzină. Aveam scânteie, puteam să-i dau un pic de benzină în galerie și dădea semne de pornire, dar nici de cum nu voia să stea pornit. Și am desfăcut un capac din stânga și am observat această invenție, după cum v-am și povestit deja. Cineva a ciopărțit acest volant pentru nu știu care motiv, dar ideea e că structura din partea inferioară este responsabilă pentru scânteie și asta din partea exterioară este responsabilă pentru injecția de benzină. De aia a trebuit să-mi fac rost de un alt volant cu 1000 de lei, dacă mai țin bine minte, care să aibă aceste inele întregi. Așa, după ce am montat înapoi volanta asta, ATV-ul a și pornit, dar aici am avut o surpriză. Biela era foarte uzată și se auzea o bătaie destul de proeminentă, mai ales la rece, și de asemenea lanțul de distribuție și cel de la pompa de ulei erau foarte slăbite, astfel încât se auzea și de acolo niște zgomote destul de ciudate, și pe lângă asta pistonul era și el destul de uzat. Bineînțeles, eu am aflat aceste lucruri după ce am desfăcut motorul și de aia eu deja vă pot povesti aceste lucruri cu piesele noi în față. Bineînțeles că biela a trebuit montată pe ambielaj, pentru că asta veche e chiar aici, și dacă vă pot arăta, se pot vedea aceste urme pe interiorul bielei și chiar dacă nu par, acestea pot să se agraveze foarte rapid în timp și să-ți distrugă pur și simplu motorul. E suficient să se rupă pe aici și biela să străpungă prin toate direcțiile carterul. Deci, după cum am spus, biela nouă este montată la locul ei, dar aici am o mențiune de făcut. Nu am vrut să investesc într-un alt ambielaj, pentru că în primul rând sunt greu de găsit și în al doilea sunt foarte scumpe. Am o mică problemă în partea de pornire la sfoară a acestui volant, pentru că, da, într-adevăr, ATV-ul ăsta poate fi pornit și la sfoară, dar canelurile pentru această camă sunt foarte uzate și eu sunt obligat să fac un filet în partea asta și să folosesc un alt tip de bucșă. De aia, înainte de a monta toate piesele pe care le vedeți aici, inclusiv cartele trebuie degresate și spălate, va trebui să mă ocup de ambielaj pentru a-l putea monta între cele două cartere și mai apoi o să continui cu restul. Bun, chiar dacă pentru voi este aceea zi, pentru mine au trecut 7 zile de când am dus ambielajul la rectificat și am comandat și bucșa asta, dar asta e și motivul pentru care nu am postat săptămâna asta decât după vreo 7 zile de întârziere, dar într-adevăr, într-un final, am bucșa complet rectificată și centrată împreună cu ambielajul pentru a putea fi montată corespunzător. Cu astfel de probleme care tot apar, sunt convins pe zi ce trece că am nevoie neapărat de un strung al meu pe care să-l folosesc pentru diferite piese mărunte și pentru care să nu trebuiască să aștept o eternitate. Până se răcește ambielajul, o să vă povestesc un pic despre cilindru. Acesta arată destul de bine, are niște zgârieturi foarte, foarte mici, dar acestea se vor putea rectifica. Iar înainte de toate, eu obișnuiesc să curăț această suprafață și fac acest lucru prin următorul procedeu. Pe o piatră de polizor care nu a fost niciodată montată pe un polizor, întorc cilindrul invers și doar prin greutatea lui învârt un pic cilindru, încât
suprafața dreaptă a pietrei să ia din imperfecțiunile cilindrului. Și după câteva rotiri se pot observa deja punctele superioare ale cilindrului, în partea asta, în partea asta și încă una în partea asta. Înseamnă că eu va trebui să mai rotesc de câteva ori până când toată această suprafață va fi polișată. După vreo 10 răsuciri, cred că se poate observa că suprafața laterală a cilindrului este rectificată, dar încă nu am ajuns la partea interioară și în zona asta către interiorul lanțului de distribuție. Ceea ce înseamnă că cilindrul, într-adevăr, a fost un pic deformat datorită încălzirilor și răcirilor repetate, așa că eu voi continua cu rotirea până când toată partea de sus va fi curată. Și cam asta e rezultatul final, chiar dacă se văd aici niște puncte un pic mai închise la culoare, să știți că nu e nicio problemă. Eventual, pentru zgârieturile superficiale, o să folosesc un șmirghel fin sau un burete abraziv foarte fin, pentru a ajuta și mai mult la etanșeitatea culoasei. Și dacă tot am progresat cu celelalte piese, ar fi cazul să trec și la cartere și o să încep, bineînțeles, cu degresarea lor și pe urmă cu montajul. După cum se poate observa, în partea de jos a carterului este o grămadă de ulei foarte vechi și ars cu pilitură și așa mai departe, iar eu o să folosesc din nou soluția minune. Cât ai clipi, ambele cartere au fost curățate și degresate, acum sunt gata de montaj, rămâne doar să introduc ambielajul prin partea stângă și partea dreaptă va veni peste. Cam așa arată ambielajul introdus, dar aici trebuie să țin cont de aceste două contragreutăți care nu se potrivesc oricum, pentru că dacă acestea nu sunt puse la timp, se pot lovi de corpul ambielajului și astfel nu va porni motorul, ci se va putea și sparge. De aia e foarte important să țin cont de semnele de pe aceste pinioane pentru a putea pune la punct partea de jos a motorului și mai apoi să mă ocup de distribuție. Pentru a putea pune la punct cele două balansoare ale motorului, voi avea nevoie de acest pinion cu semnele de pe el, bineînțeles, și acesta la rândul lui este blocat de o piuliță, însă blocantul principal al pinionului este acest butoiaș foarte mic, un fel de pană care se montează în corpul ambielajului și fixează pinionul prin acest canal. Deci foarte simplu se bagă în locul prevăzut de inginer, iar acest pinion se pune fix în acea poziție. Destul de simplu, cele trei pinioane au intrat în armonie, după cum se poate observa cele două punctulețe și axele imaginare ale acestor trei pinioane sunt în același plan. De aia punctele sunt de mare ajutor atunci când vine vorba să aranjez ceva la punct, de acolo vine și numele, iar cele două balansoare, stați să văd dacă pot răsuci cu totul ambielajul, se mișcă cam așa. Foarte interesant, ajută practic motorul să iasă din punctele în care în mod normal s-ar opri, ceea ce îi dă un fel de inerție și astfel motorul merge mai echilibrat și nu se forțează prin a trece de punctele moarte din care în mod normal nu ar ieși. Din moment ce nu mai are rost să aștept, am și pus un pic de silicon etanșant pe suprafața de îmbinare a carterelor, de fapt numai pe unul, și acesta o să vină direct peste cel din stânga pentru a fi strâns abia după jumătate de oră. Foarte simplu și rapid, cele două cartele s-au unit și astfel au strâns cutia de viteze și ambielajul. Pe deasupra am mai pus vreo 20 de șuruburi care susțin practic acest ansamblu împreună, iar acum ambielajul este pregătit de învârtire. În mod normal așa se răsucește el în timpul funcționării și în poziția asta vine montat pistonul, cilindru, culoasa și așa mai departe, dar înainte de asta trebuie să montez lanțul de la pompa de ulei, este angrenat direct sau mai degrabă spus indirect de arbore prin contragreutatea din spate și astfel chiar acum voi pune și lanțul respectiv. Așa se prezintă lanțul vechi, iar acesta este cel nou. Nu a fost foarte uzat, dar având în vedere că este vreo 120-130 de lei, ar fi păcat să nu-l schimb preventiv. Acum o să dau această siguranță jos, iar
pinionul de la pompa de ulei va ieși afară și astfel voi putea monta lanțul mai ușor. Lanțul de la pompa de ulei se comportă foarte bine, nu mai are joc deloc și din moment ce v-am spus cât a costat, am realizat că nu v-am spus cât a costat biela. A fost aproximativ 1000 de lei, e Wozner și e de o calitate foarte bună. În momentul ăsta rămâne să montez pistonul, cilindru și ulterior să introduc și lanțul de distribuție. Deci, după cum am spus, trebuie să montez pistonul, cilindru, lanțul de distribuție și așa mai departe, dar înainte de asta trebuie să pun garnitura de la talpa cilindrului, pentru că s-ar putea să-mi fie un pic mai greu după ce montez pistonul. Și cu această ocazie vă pot arăta prețurile. Un set de garnituri Namura, este o calitate medie, nu pot să spun că e cea mai bună, costă 380 de lei, dar am toate garniturile de la talpa cilindrului în sus. Pistonul e tot Namura, cu 680 de lei și e tare interesant împachetat. Și bineînțeles, lanțul de distribuție, aici nu am încercat unul de o calitate medie, ci întotdeauna folosesc lanțurile DID, care sunt cele mai bune după părerea mea. Și dacă tot am adus vorba, ar fi cazul să despachetăm pistonul. Foarte interesant, după cum am spus, am un apsi build aici, siguranțele de la bolți, segmenții, bolțul în sine, să văd dacă pot cu o mână, e pus într-un burete foarte calitativ și pistonul în sine cu încă vreo două apsi build-uri. Hai să văd cum arată și acesta. Da, deci e pistonul normal, doar că are o cutie mai scumpă, să-i spunem. Și are 102 mm în diametru. În cutiuța segmenților am 4 tipuri de segmenți, dar pe piston am doar 3 canale. Asta pentru că primii doi pe care vedeți sunt cei de sus, iar cei trei din urmă, aceștia doi din mijloc, sunt la fel și ajută la păstrarea segmentului de ungere, cel care este un pic arcuit, în poziție, adică unul vine în stânga lui și celălalt în dreapta lui, sau cum e pus pe piston, unul deasupra, unul de desubt. O să-i vedeți chiar acum. Și uite așa. Segmenții sunt montați, deci după cum am spus, cei doi îl împrejmuiesc pe cel mai interesant, iar ordinea celor doi de sus este imprimată fix deasupra lor, adică first e primul, iar în partea asta la altă îl arată pe al doilea. Iar un lucru tare interesant aici, e prima dată când văd un astfel de segment de foc, are un fel de canal și cred că acest canal împiedică trecerea gazelor din camera de ardere spre carter, ceea ce s-ar putea să fie un lucru bun. Și uite așa, pistonul cu segmenți este gata montat. Evident că am pus și siguranța bolțului la locul ei și am mai ținut cont de săgeata de deasupra pistonului care indică evacuarea. Și vine cilindrul. Din moment ce am pus cilindrul la locul lui, ar fi cazul să montez și o parte din distribuție, pentru că acum îmi este mult mai ușor și, de fapt, nu am cum să montez altă dată patina secundară, deoarece aceasta este susținută de cilindru și ulterior este presată de chiulasă și cu această cale va trebui să montez tot acum și lanțul de distribuție. Acum veți vedea diferența între un lanț nou și un lanț vechi. În mod normal, lanțurile doar se întind și nu fac altceva decât să piardă tensiunea pe care o au de noi și astfel întinzătorul nu mai poate să se îndepărteze și să susțină o tensiune constantă pe lanț, dar se mai poate întâmpla în felul următor. Lanțul se gripează sau mai degrabă punctele astea de prindere se gripează și astfel dacă vrei să-l întinzi, acesta nu se va întinde decât parțial, iar punctele astea vor rămâne fixate la locul lor și vor rezista să se îndrepte, ceea ce nu e un lucru bun nici pentru pinioane, nici pentru întinzătoare sau patine și astfel de acolo se pot rezulta zgomote nedorite și chiar rupere, bineînțeles. Așa că eu am fixat această patină cu șurubul respectiv, iar asta secundară despre care tocmai am vorbit, practic se introduce prin cilindru și carter până în locul
prevăzut, adică fix în zona asta, iar lanțul vine pe lângă ea. Asta întinde practic lanțul și asta îl ține fix. E destul de simplu. Cu cilindrul și distribuția puse provizoriu la locul lor, am montat și garnitura de chiulasă, iar peste asta vine fix chiulasa. Deja am pregătit suprafața pentru îmbinare, iar acum doar rămâne să o pun la locul ei și să o fixez cu cele 6 șuruburi. Adică fix așa. Am o mică revizuire aici, am doar 5 șuruburi de fixare a chiulasei, am crezut că sunt 6 pentru că așa sunt de obicei, dar am cele 5 principale și încă 4 foarte mici. Inițial cele 5 șuruburi mari se strâng la 25 de Nm și ulterior se strâng cu 38 de Nm. Am strâns deja la 25, iar acum voi veni cu 38. Iar cele 4 șuruburi de 6 vor fi strânse cu 12. Legat de arborii cu came, nu sunt foarte speciali, atâta doar că aceștia sunt un pic diferiți de cei normali, pentru că nu sunt angrenați direct de lanțul de distribuție, ci se folosesc de un pinion intermediar, iar asta înseamnă că rotirea arborelui nu este la fel cu rotirea arborilor cu came, deoarece dacă îl învârt în stânga, arborii merg în dreapta și invers. Desigur, aceștia au niște semne pentru a putea seta distribuția. Pistonul acum este în punctul mor superior, pana este în același plan oarecum cu biela și mai am un punctuleț foarte mic în zona asta care îi alăturat dungii din chiulasă și astfel pe arborii cu came se văd I de la intake și E de la exhaust. La fel e și la arborele de evacuare, ceea ce înseamnă că motorul este pus la punct în momentul ăsta. Rămâne doar să acopăr arborii cu came cu aceste potcoave de fixare și va fi gata de montat pe cadru, bineînțeles din punct de vedere al setului motor. Desigur, mai am de rezolvat aprinderea și o parte din transmisie, dar astea se vor putea pune și ulterior. Iar așa, capacul de la chiulasă este pregătit, bineînțeles cu o garnitură nouă, iar asta vine fix deasupra chiulasei. Așa. Și uite așa, capacul este fixat cu cele 4 șuruburi de fixare și nu doar asta, capacul lateral împreună cu variatoarele și o protecție de plastic au fost montate. Nu le-am filmat pentru că nu era ceva atât de important sau greu de făcut încât să am nevoie de alte detalii față de cele pe care vi le spun acum. Și aici vine partea interesantă sau a trecut partea interesantă de fapt. În mod normal aveam această piesă care făcea legătură între sfoară sau între demaror și arbore, pentru că, după cum am spus, motorul ăsta putea fi pornit și la sfoară. Acum eu vorbesc la trecut pentru că arborele nu mai are canelurile care să susțină această piesă și să o poată roti, așa că eu, după cum am spus și în trecut, am avut nevoie de o piesă care să înfunde acest orificiu de semering și înăuntru există un rulment. De aia a trebuit să-mi confecționez această bucșă care se înfiletează acum în arbore și închide carterul prin semering. Iar cu această piesă montată definitiv acolo, motorul poate merge pe cadru, după cum o să și vedeți. Și nu chiar atât de simplu, motorul este la locul lui. Într-adevăr, nu a durat foarte mult, aproximativ o oră, până să fie așa cum îl vedeți. Nu e finalizat, bineînțeles, dar voi încerca să-l pornesc, pentru că deja i-am băgat apă în radiator, pentru că și acolo îi voi schimba lichidul de răcire cu un antigel necesar pentru acest ATV. Uleiul, desigur, l-am schimbat și am pus bateria, bineînțeles, urmată de galeria de evacuare și toba finală. Injectorul este aici, montat. Debimetru de aer încă nu este atașat, dar cred că va porni fără nicio problemă. Am mai descoperit între timp o problemă la
cablajul calculatorului, pentru că, da, într-adevăr, are și un calculator, acesta nu are continuitate decât într-o anumită poziție, așa că va trebui să mă uit și la acesta cât de curând. Dar, până atunci, hai să încercăm o pornire. Pompa. De-abia ultima dată a făcut presiune. O să mai fac acest lucru încă o dată. Bun, și acum o să încerc să pornesc. Foarte, foarte repede. Cred că nu am avut niciodată un motor să pornească așa ușor. Extraordinar. Deci, acum că ne auzim mai bine, sunt foarte, foarte surprins că a pornit atât de ușor. Exact așa cum, de fapt. Super fain. Înseamnă că am făcut treabă bună de 2 săptămâni încoace. Bun. Sunt foarte mulțumit că am pornit motorul și că se aude bine, însă până a da o tură cu ATV-ul va mai trece o perioadă, pentru că mai am demontat cardanele, plasticele, o grămadă de senzori și așa mai departe, dar toate astea vor veni în episodul viitor. Nu știu sigur dacă va fi și următorul, pentru că vreau neapărat să termin Mazda, pentru că deja mi-au ajuns piesele și s-ar putea ca săptămâna viitoare să vină un episod cu Mazda și s-ar putea să pornim dacă avem noroc. Așa că până atunci eu vă mulțumesc tare mult pentru atenția acordată. Nu uitați să vă abonați la canal dacă vă place ceea ce fac și ne vedem săptămâna viitoare aproape ca de obicei. Vă salut!